După ce și-a început călătoria pornind din cel mai mare oraș al județului, municipiul Zalău, și a poposit vreme de aproximativ 2 săptămâni la Șimleu, Silvaniei, autobuzul Centenar a ajuns de curând la Jibou, unde poate fi văzut acum în Grădina Botanică. Autobusul Centenar Călător a ajuns la Jibou, unde cei care doresc să-i cunoască povestea îl pot găsi în Grădina Botanică Vasile Fati, iar începând cu ziua de mâine, autobusul va fi mutat pe platoul de lângă primăria Jibou, unde va mai primi vizitatori până săptămâna viitoare. De la Jibou, autobusul este programat să ajungă în cehul Silvaniei, după care va continua preliplul și prin alte localități istorice. În ceea ce privește proiectul nostru oarecum de suflet, autobusul, expoziția călătoare, autobusul centenar sau centenarul călător. Suntem în momentul în care de săptămâna trecută el este la Jibou, încă este în Grădina Botanică, acolo unde colegii noștri și foarte buni colaboratori l-au găzduit și îl găzduiesc în continuare. Am preferat să-l ducem în Grădina Botanică și datorită faptului că acolo există un public și din afara județului și e important să ajungă informația nu numai la comunitatea sălăjană. Totuși vorbim de contribuția sălăjenilor la Marea Unire. Până va rămâne în Grădina Botanică până miercuri, când va rămâne totuși în Jibou, dar va fi dus pe platoul de lângă primărie, tocmai pentru ca să-i dăm vizibilitate și acolo, unde va rămâne tot așa până la începutul săptămânii viitoare. Deci Jibou va avea două locații unde va putea fi, sau are două locații unde va putea fi vizitat, pentru ca apoi să-și continue traseul, așa cum am promis, cu cehul Silvaniei, pentru că am spus că abordăm prima dată orașele județului, continuând și cu localitățile istorice în principal. Deci își va face până la sfârșitul anului, își va face circuitul și poate că e important de spus, pe 1 decembrie vrem să-l aducem înapoi la Zalău, ca pe data de 1 decembrie să fie aici totuși la Zalău. După cehul Silvaniei va merge și la Pericei, evident va fi și la Bădăcinu zii. L-am programat, va fi și la Bobota, ziceam de localitățile istorice, vom împărți și la Bocșa, cam acestea sunt cele trei localități în care va merge, pentru că apoi să vină la Zalău până la sfârșitul anului, dacă primăria va avea ideea de a rămâne în continuare și de sărbători pe platou, fiindcă e un moment în care lumea are și timpul liber necesar să vină să-l vadă, cine nu l-a văzut, să-l vadă pe îndelete. Așadar, istoria pe patru roți duce povestea prin timp și spațiu mai departe, împărtășind vizitatorilor mândria de a fi sălăjeni și amintind de marile contribuții ale înaintașilor noștri sălăjeni la Marea Unire.